Bună ziua, îmi face deosebită plăcere să fiu astăzi aici la București și să avem o discuție bună ca între foarte buni prieteni și parteneri cu președintele Dragnea și președintele Tăriceanu. Discuție bună ca în familie, aș spune, fiindcă așa ne simțim noi la București ca acasă. Am trecut în revistă care este agenda relațiilor bilaterale și pe dimensiune parlamentară, dar și pe, în general, a relațiilor și cooperării între Republica Moldova și România. Și, bineînțeles, am trecut în revistă și pe și discuțiile ce țin de provocările, inclusiv de la Chișinău. Am adus scuze, chiar mi-am cerut scuze pentru declarațiile care au fost făcute de președintele Dodon, președintele Republicii Moldova, împotriva României sau la adresa României, fiindcă se pare că un președinte care se confruntă cu lipsa competențelor își compensează prin declarații mai tăioase la adresa României și cer scuze. România este un partener important, partenerul numărul 1 și prietenul numărul 1 și lucrul ăsta este știut la Chișinău și nu poate cădea sub niciun fel de speculație. Chiar dacă au fost diverse interpretări, în Chișinău, la Chișinău, prioritatea numărul 1 rămâne integrarea europeană și reformele pe care noi ne-am pornit pe calea integrării europene. Și România este partenerul nostru și este avocatul nostru în procesul de integrare europeană. Ne bazăm foarte mult pe România. Eu personal mă bazez și pe colegii din Parlamentul României, din Camera Deputaților și din Senat. Am discutat mai multe evenimente pe care urmează să le organizăm împreună și la București și la Chișinău și cu siguranță vom reuși. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, o zi bună, succese!